Celebrul textier Puiu Maximilian, omul de a cărei existență a fost și este dependent Teatrul Românesc de Revistă, a fost giurgiuvean. Informația este întărită de cea care a fost soție, timp de 29 de ani, actrița Stella Popescu. Prezentă recent la Giurgiu, cunoscută actriță, ne-a precizat în exclusivitate câteva amănunte legate de cel a cărui biografie este aproape necunoscută. Păi George s-a născut aici. Era foarte legat și amintea mereu de băile pe care le făcea. El fugea la gârlă tot timpul, eu sunt copile, adorat apa întotdeauna. Era un om cu totul special, să știți. Era un onoare orașului care l-a născut, pentru că Puișor avea o calitate cu totul ieșită din comun. Privea viața într-un anumit fel. Parcă trăise cu 10 ani înaintea noastră. Deși diferența dintre noi era de 2 ani de zile. Dar parcă trăise cu 10 ani înainte. Stella Popescu și Mihai Maximilian Puiu au trăit o poveste de iubire specială. S-au cunoscut în 1969, iar după 2 săptămâni se mutaseră împreună. Dispariția lui Maximilian a însemnat atât pentru actriță cât și pentru teatrul de revistă o pierdere irecuperabilă. Noi actorii la revistă avem nevoie de text și de când a plecat Puișor au mai fost câțiva și toți au plecat. E o generație care s-a terminat. Avem o lipsă foarte mare. Noi jucăm și astăzi texte de acum 20-25 de ani scrise de Puiu. Deci vă dați seama ce rezistență, ce perenitate a avut. Pe perioada verii, Stella Popescu preferă să locuiască la mare în stațiunea 2 Mai, unde lui Puiu, soțului său, îi plăcea nespus să-și petreacă timpul, poate cu gândul la locurile plăcute din zona Dunării natale.